вопросы. Как? Хорошо, спасибо. Хорошо. Все замечательно. Куда двигаться? Куда двигаться? Куда двигаться? Куда двигаться? Da. Pacienții vin. Vă mulțumim și pentru dumneavoastră. Eu încă nu am voie, eu mai târziu un pic, cu mare drag. Că nu o să zic că medicii cu spate, eu am avut să până trecută. Nu m-am ieșit. La stânga, la stânga. Ziua. Cum se face? Suntem bine, mulțumim. Ne pare rău că asta e situația, dar trebuie să depășim împreună lucrurile astea. Am zis că dacă medici și pedagogi, nu știu dacă mai avem ceva mai frumos în, în țara asta. Copii, e adevărat. Am o vedere din punct de vedere a profesorilor și dedicației care, care este în fiecare zi. Unii creează valoarea singură pe care o avem umană, capitalul ăsta, și ceilalți ne tratează. Sper că și de sus ne face o să poată face și alte concluzii. Da. Sănătate multă! Da. Da. Vrem să aducem cel mai sincer o omagiu și respect, recunoștință celor care lucrează în domeniul sănătății. Astăzi este zi dedicată în acest sens și vreau să răspunem un mare, mare mulțumesc și să spunem că ne închinăm în fața acestor oameni care au grijă, în pofida circumstanțelor, poate nu celor mai bune condiții întotdeauna, poate nu pe deplin conform dorinților remunerării, dar sunt oamenii care, indiferent de circumstanțe, sunt la locul de muncă și au grijă de sănătatea publică, de sănătatea fiecărui cetățean care ajunge în spital, în policlinici, oriunde, în centrele de sănătate. Acum avem o situație foarte interesantă. Astăzi ne aflăm în centru municipal de vaccinare, iar aici se vaccinează pedagogi. Eu cred că două categorii extraordinare pe care le avem în această țară, oameni care cu adevărat contribuie la ceea ce numim noi dezvoltare, din toate punctele de vedere. Unii au grijă de perspectiva noastră în viitor, ceilalți această perspectivă o administrează din punct de vedere a sănătății publice, ca să nu ajungem în situații nu prea plăcute. Revenind, suntem în acest centru de vaccinare. Astăzi sunt planificate practic 2000 de vaccinuri să fie administrate la începutul funcționării acestui centru. Capacitatea este mai mare, noi am vorbit despre acest lucru și obiectivul nostru este ca într-adevăr persoanele din mediul educațional, în special clasele primare astăzi, ar fi să putem să întoarcem copiii la școală. Ați văzut și profesorii că ei vor să se întoarcă la școală. Dacă întrebați copiii, ei vor să se întoarcă la școală. Dacă întrebați părinții, ei vor să se întoarcă la școală. Doar că trebuie să diminuăm din riscurile posibile în acest sens. Acum
este foarte important că în această perioadă, împreună cu colegii, un an în urmă, atunci când s-a început toată această nevoie, să vorbim așa pe șleau, deci eram și în procesul de creare a centrului și centrelor, instituțiilor strategice care trebuiau să fie activate pentru COVID. La prima etapă au fost mai puține instituții, astăzi avem multe instituții, iar pe data de 10 aprilie, domnul director, dacă nu greșesc, da, o să fie un an de la când a fost creat centrul COVID cu suportul specialiștilor de municipalitate și cu efortul primăriei municipiului Chișinău și a partenerilor care au fost alături în această privință, inclusiv autoritățile centrale, dar și alții. Deci, eu sper că după un an de zile mai multă lume a învățat mai multe lecții și spre beneficiul populației noastre, ceea ce putem noi la nivel de municipiu, noi facem tot posibil ca să interacționăm cât se poate de bine cu personalul medical, dar și cu oamenii. Și ne cerem scuze dacă undeva lucrurile nu merg chiar bine, se întâmplă și asta. Suntem oameni, suntem în circunstanțe diferite. Evident, să avem tot tratamentul necesar în spitalele strategice din municipiul Chișinău. Ele sunt multe, repet, și presiunea, reiterez, de 60% din total este pe instituțiile medicale din municipiul Chișinău, adică numărul de paturi și multe alte lucruri, deci tratamentul care are loc în spitale din capitală. Și evident că felicităm pe toți ceilalți medici care nu neapărat sunt în capitală sau dacă sunt în capitală, dar nu se referă la sistemul medical din capitală, toți cei care lucrează la Spitalul Republican, la Spitalul Toma Ciorba, la Spitalul de Urgență, toată lumea bună care sunt în alte instituții medicale, fie că sunt în Chișinău sau în alte raioane, vă dorim multă, multă sănătate, vă spunem că suntem foarte recunoscători pentru ceea ce faceți în fiecare zi. Vrem și noi să ne ridicăm la toate așteptările medicilor pe de-o parte, pedagogilor pe de-altă parte, care am văzut aici sau care sunt acasă sau care sunt în condiții astăzi de online. Și sperăm că împreună, cu eforturi comune, putem să depășim cât se poate de rapid această situație. Noi suntem în așteptarea vaccinurilor. Astăzi au mai venit 2400 de doze și sperăm că putem să avansăm în această direcție și să revenim cât se poate de rapid la normal. Multă sănătate, dragi medici, asistente medicale, toți cei care lucrează în domeniul sănătății. Aici avem 3 medici, 2 care au avut cumva de-a face cu sistemul educațional, Andrei Maiare, eu așa, ocazional, dar sperăm că împreună putem să facem lucruri bune și vom reveni la normal cât se poate de rapid. Sănătate multă să aveți cu toți!